Proiectul POSDRU, Femei Active pentru Integritate și Responsabilitate, derulat de Asociația Română pentru Transparență în colaborare cu Universitatea Spiru Haret, continuă. Mai multe doamne și domnișoare din regiunea de dezvoltare sud-est se pot considera norocoase. Acestea au finalizat cu bine modulele aferente cursului de lucrător în comerț, iar experiența dobândită le ajută foarte mult, susțin acestea. Cursul de lucrător în comerț este unul foarte interesant, util femeilor. Pe lângă faptul că ne ajută să învățăm tot ceea ce ar trebui să știm legat de această profesie, cursul ne oferă și o calificare. Consider că îmi va aduce în viitor o șansă mai bună în vederea angajării. Constructiv, interactiv, eficient, într-un format atractiv. Actual, cursul, mai mult decât util în vederea satisfacerii nevoilor de formare ca și lucrător în comerț. Foarte bine organizat, predat la nivel academic ridicat, de către doamna conferențiar Patache Laura, formator. Vă mulțumesc pentru oportunitatea oferită! Cursul lucrător în comerț mi s-a părut foarte interesant, am dobândit, aflat și dezvoltat informații atât teoretice cât și practice utile în domeniul comercial. Împreună cu domnul Gheorghe Grecu, care ne-a susținut și îndrumat, am împărtășit multe idei, păreri despre inițierea propriei afaceri și nu numai. A fost minunat! Cursantele vor avea posibilitatea să-și completeze cunoștințele dobândite în cadrul cursurilor de lucrător în comerț și cu modulele de antreprenoriat integru. Pentru toate doamnele și domnișoarele interesate să participe la aceste cursuri, este important de știut că sunt vizate preponderent tinerele până în 25 de ani și femei de peste 40 de ani, cu studii minime obligatorii de 8 și respectiv 10 clase, conform legislației în vigoare la momentul absolvirii. Pentru înscriere este necesară trimiterea unui e-mail la adresa faira@spiruharet.ro și completarea tuturor documentelor cerute de către echipa de implementare. Proiectul POSDRU, Femei Active pentru Integritate și Responsabilitate, este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investește în Oameni.